Taxele din Constanța sunt desființate rând pe rând. Următoarea vizată este taxa de liniște, care a fost recent anulată de către Tribunalul Constanța după un proces intentat în luna august de către reprezentanții Asociației Constanța Ia Atitudine. Am demarat și o campanie de strângere de semnături care trebuia să susțină o hotărâre de Consiliu Local, un proiect. Am strâns circa 7.000 de semnături, mai trebuia să strâng câte ceva. În paralel am atacat și în instanță, am găsit o casă de avocatură bună și momentan Tribunalul Constanța a decis că taxa este ilegală. Taxa a fost inițiată și aprobată de consilierii locali în timpul mandatului fostului edil al municipiului Constanța, Radu Mazăre. Birul a făcut și obiectul ultimei ședințe de Consiliu Local Municipal, în care primarul interimar Decebal Făgădău a propus aleșilor locali scutirea de la plata acestuia doar a agenților economici din port. Propunere ce a fost aprobată de consilieri. Decizia tribunalului nu este definitivă, iar primăria urmează să atace cu recurs hotărârea instanței. Chiar și așa, inițiatorul procesului are speranța că decizia nu se va schimba. Eu din prima, de când am pornit la acest drum, am avut speranța că o să desfințez această taxă. Dacă e pe dreptate, n-are cum să schimbe și nu există temei să pot schimba această decizie. M-au tot sesizat cetățenii că această taxă, ba, le vine retroactiv pe ani de zile, că li s-a făcut nu știu modificare de spațiu, nu mai suportau abuzurile. Atunci am stat, am studiat problema, am văzut că e cu adevărat un abuz, e o aberație. Aceasta nu este însă singura taxă care a ajuns în atenția instanțelor de judecată. Taxa de intrare în stațiunea Mamaia a fost un alt bir controversat, iar ea a fost anulată în 2011 de edilul Radu Mazăre după alte câteva procese cu persoane nemulțumite.